sănătos, acei copii se nasc sănătos, sunt îmbolnăviți de sistem. De abandonul în care sunt lăsați, iar noi, în cel același timp, ne dorim să adoptăm acei copii și undeva nu se întâmplă declinul. Unde? Acolo unde este rolul statului. Iar noi, rolul nostru ca societate civilă ăsta este să atragem atenția statului că nu ajută. Nici copiii în acolo protecție să investesc 500 de milioane de euro, o jumătate de miliard de euro. Este enormă suma. Și acești părinți care ar vrea doar să ofere dragoste unor copii, nu. Nu pot obține. După ce au obținut acela testat cu mulțime de formalități, nu pot avea un copil adoptabil pe cât posibil sănătos. Este o dorință normală pentru care nu trebuie să fim acuzați. Așa îmi spune, vai, dar vrei un copil sănătos. Da, da, vreau un copil sănătos. Închipuiți-vă că tupeu. Cam așa e povestea. Bun. Aici devin foarte pasională pentru că mă doare. Mai departe. Da, iată, Elena, colega mea, în direct la știrile TVR2, am avut articole pe Mediafax, în multe media suntem foarte vizibili. Mai departe, vă rog. Da, suntem membri în Fertility Europe și avem o campanie care se cheamă Special Feminist. Ea spune română sub familie Speranței. Persoane care au reușit deja și care adresează un mesaj celor care încă mai luptă. Avem speranță și ne-am ajutat 5 ani, 6 ani, 10 ani și am reușit într-un fel sau altul. Și avem astfel de icaruri, este o platformă web, vă rog, mai departe, unde se depună icaruri. Și a existat o expoziție, da, o să vă rog mai departe. O să vedeți cum arată aici un montaj, vedeți, cu fotografii, cu cuplurile care au reușit și cu mesajele respective diferite în timp, pentru că nu sunt mai din România. Mai departe. Da, ce-am făcut? Această expoziție care este în hol, dacă urmați, aici am avut spațiu, am avut un pasaj la universități din București, acolo era la rând, există o coerență a mesajului, persoane care ascund fața, pentru că de multe ori infertilitatea este un subiect tabu, și care pot fi colegul de birou, învățătoarea copilului, medicul și așa mai departe, care se ascund și toată lumea de ce nu vor să facă copii, tot să gândească că de fapt ar vrea dacă nu pot. Și câteva mesaje noi în fața explicită pe cei care se ascund. Mai departe o să vă rog. Campania aici o să vedeți, o să le vedeți în amănunt în hol. Mai departe vă rog. Aici, deci, suntem noi în pasajul universității și ce a fost foarte interesant este că colegilor noștri europeni a plăcut acum atât de mult ideea, încât a doua fotografie este de la noi, din Croația. Au preluat ideea de la noi, și le-am dat totul gata, le-am dat formatele vectoriale, doar au tradus traducerea în engleză, ei au tradus în coadă și au făcut aceeași campanie, practic în 10 minute au tradus de formatul vectorial și au imprimat. Și au făcut și același lucru ca și la noi. Deci asta se cheamă împărtășirea bună practici, ca să zic așa, mai departe. Ce am reușit? Evenimentul nostru mare din primăvara aceasta, de care am fost foarte, foarte mândri. Noi, în 2010, am devenit membri cu dreptul de tineri în Fertility Europe, care este organizația umbrelă care reunește asociațiile de fertilitate în Europa. În 2010 am devenit membri. În 2011 deja eram atât de activi încât le-am zis ei fac întâlniri anuale. Și toate sunt în Roma, Viena, Praga, Amsterdam, Barcelona, Roma, orașe occidentale, foarte turistice. Și am zis că nu-i Fertility Europe. Hello! Și București e în Europa. Am venit și pe la noi că avem nevoie de să ne arăta susținere. Și au venit. Deci, în aprilie 2012, o să vă rog să vedeți mai departe, au fost pacienți din 18 organizații din 17 țări europene, au venit la București. Din fericire, dumneavoastră știți ce buget avem, nu noi am plătit asta, dar noi am atras aici și am valorificat prezența lor. Mai departe, o să vă rog. Vedeți o parte dintre ei. Și mai departe, în centru, Claire Louise Jones, președinta Fertility Europe, britanică, are doi copii adoptați de vârsta mea deja, e și bunică. Am luat-o pe doamna Louise Jones de mână și am fost la Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților să spunem ce se întâmplă cu infertilitatea în România și așa mai departe. O aveți una dintre deputatele, este vicepreședinta Camerei, Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaților. Deci am făcut o acțiune de advocacy, mai departe, vă rog. Și aici am spus că, în momentul de față, obiectivul principal al asociației